Femeile din toată lumea au sărbătorit astăzi ziua lor. Mai mult, în țara noastră, pe 8 martie, nu se sărbătorește doar femeia, ci mai ales mama. V-ați întrebat vreodată care este istoricul zilei de 8 martie? De când datează ea ca și semnificație specială și cine o mai cinstește pe femeie și pe mamă în această zi de început de primăvară? Ei bine, ziua femeii sau ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare primăvară, ei o serbeau pe Rea, mama tuturor zeilor. Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată Duminica Mamei, sărbătorită în a patra duminică de la începerea postului Paștelui. În anul 1909, la 28 februarie, în Statele Unite, s-a sărbat la nivel național femeia în urma unei inițiative a Partidului Socialist American. Un an mai târziu, în 1910, în urma unei conferințe a muncitoarelor de la Copenhaga, unde au participat peste 100 de femei din 17 țări, s-a hotărât ca ziua femeii să fie sărbătorită în aceea zi peste tot în lume, data de 8 martie fiind aleasă însă abia în 1913. Alege TV urează la mulți ani și o primăvară frumoasă tuturor femeilor, astăzi de ziua lor. Incendiul produs de la o garnitură de tren de persoane în noaptea de duminică spre luni va fi cercetat în cadrul unei anchete deschise de specialiștii de la secția de transport călători. Potrivit Ager Press, responsabilul cu traficul feroviar din cadrul regionalei CFR Craiova a declarat că incidentul nu a afectat circulația trenurilor prin stația CFR Drobeta Turnul Severin, motiv pentru care ancheta se va desfășura doar în cadrul diviziei. Reprezentantul CFR Craiova a mai arătat că pompierii au acționat timp de o oră pentru izolarea și stingerea incendiului, în urma acestuia rezultând doar pagube materiale. Reamintim că incendiul a izbucnit duminică noapte spre luni la o locomotivă electrică aflată la aproximativ 300 de metri de stația CFR Drobeta Turnul Severin. Locomotiva venise dinspre Craiova cu o garnitură de două vagoane și fusese retrasă pe o linie de rezervă, urmând să facă luni cale întoarsă. Gripa porcină afectează un număr tot mai mare de olteni. Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă, alte 10 persoane au intrat pe listele care centralizează această boală devenită tot mai agresivă. Numărul cazurilor de gripă porcină din această perioadă l-a depășit cu mult pe cel de anul trecut, când s-au înregistrat 51 de îmbolnăviri cu virusul gripal tip A sub tip H1. În perioada de supraveghere, adică din toamna anului trecut și până în prezent, la nivelul județului au fost confirmate 66 de cazuri cu gripă porcină. Doi olteni ce aveau și alte afecțiuni asociate au decedat la spitalele din capitală. Virusul gripal tip A sub tip H1 ducând la complicații ce le-au grăbit sfârșitul. În județul Gorj s-a dat startul curățeniei de primăvară. 70 de primării au intrat în luna curățeniei și concurează în cursa pentru cea mai frumoasă comună. Pentru a obține această titulatură, primăriile trebuie să asigure curățenia străzilor, dar și a celorlalte locuri publice, dar și să repare și să întrețină drumurile comunale. De asemenea, primarii gorjeni au obligația de a-i mobiliza și pe cetățeni să strângă gunoaiele acumulate în zona podurilor și a podețelor, care, în caz contrar, pot împiedica scurgerea apelor pluviale. Nu au fost uitate nici instituțiile publice sau agenții economici, cărora le-au fost înaintate adrese referitoare la obligațiile pe care le au în luna curățeniei. Totodată și drumurile care se află în administrarea Consiliului Județean Gorj și care au fost afectate de precipitațiile din această iarnă vor intra într-un proces de reparații. Oltul se numără printre puținele județe cu o diversitate mare de grupuri de romi, adică aproximativ 22. Aceste comunități vulnerabile din județ se află în atenția autorităților. Instituția prefectului a organizat ieri o întâlnire pentru a prezenta un plan de acțiune în beneficiul lor pentru perioada 2015-2025. La dezbatere au fost invitați și reprezentanții Centrului Romilor pentru Politici Publice de Sănătate, SASTIPEN. Discuțiile s-au axat pe necesitatea dezvoltării la nivelul județului a unor politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii, care să răspundă nevoilor speciale ale acestei comunități. Vremea se răcește în următoarea perioadă. La noapte se vor înregistra 2 grade la Târgu Jiu, 4 la Craiova și Râmnicu Vâlcea și 6 grade Celsius la Slatina și Drăgășani.
Mâine vor fi șanse de ploaie în toată Oltenia. Maximele termice vor fi de 12 grade la Craiova și Galafat, 13 la Târgu Jiu și Caracal și 14 grade la Drobeta, Turnu Severin.